Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Gheorghe Lungu din satul Gradiște, Cimișlia, își amintește cum, într-o zi de duminică, s-a pomenit cu doi oaspeți nepoftiți la poartă. Eu venim pe de aici, de după casă, venim cu o strachină. Și când văd, se oprește o mașină aici, direct aici. Bărbatul spune că vizita neașteptată l-a uimit și mai mult când a văzut că cei doi musafiri erau parohul bisericii din satul Ciucurmingir și soția acestuia. Și când văd să dăm matușca jos, de-a muștiu și la gar și la mine și a început. În timpul ăsta, e de să deschidă poarta. Eu trăgem poarta încolo, e încoace. Gheorghe afirmă că preoteasa l-a stropit cu gaz lacrimogen direct în față. Și am văzut că ține așa în dos, dar nu ne-o dat în cap, matuș, spreit, nu ne-o dat în cap niciodată. Și când am văzut, psst, și jos, în genunchi. Gheorghe povestește că nici după asta preoteasa nu s-ar fi potolit. Și eu fugit în mașină, să iei pistolul, coț că mă împușcă. Atacul preotului și a soției acestuia s-ar fi produs sub privirile vecinilor lui Gheorghe. Unul dintre ei a filmat tot incidentul. Ce se vede în imaginele surprinse din acea zi? De ce preotul spune că videoul ar contrazice spusele lui Gheorghe? Svedetele este. Cine te crezi? Eu. Ce s-a întâmplat între Gheorghe Lungu și familia preotului din Ciucurmingir? Și ce a provocat conflictul? Ce povestește bărbatul de 62 de ani despre relația cu familia slujitorului bisericesc? De ce preoteasa l-ar fi amenințat? Atât parohul bisericii din Ciucurmingir, cât și întreaga lui familie, neagă toate acuzațiile. Care este versiunea lor despre neînțelegerile cu Gheorghe Lungu? Și de ce sora bărbatului este de partea preotului? I-am propus lui Gheorghe să treacă testul la detectorul de minciuni. Îl va accepta oare? Vedeți în această ediție. Gheorghe Lungu spune că de când s-a pomenit în conflict cu familia preotului din Ciucurmingir, trăiește cu frică. Bărbatul a venit în platoul nostru să ne spună din ce cauză a ajuns la cuțite cu slujitorul bisericii. Bună seara, domnule. Bună seara. Spuneți-ne, vă rog, din câte am aflat, sunteți chiar într-un grad de rudenie cu... Da, suntem vier drept. ...familia preotului. Cu cine dintre ei, anume? Cu preoteasa soția. Sau cu preotul? Preoteasa. Suntem vier drept. Verișori? Da. Un sânge aveți? Da. Și tocmai cu ea v-ați certat? Da. Dar chiar vă este frică acum să stați în propria casă? Atât de mult vă temeți de ei? Cum nu-mi e frică dacă fica lui m-a amenințat cu ca să mă găsească dimineața mort în casă? Chiar și fiica? Fica dimineața m-a sunat și așa m-a amenințat. Nu te temi să dormi în casă că să te găsească dimineața mort. Și dumneavoastră chiar credeți că ar fi în stare? Păi, e periculos tare. După tot e spus, e periculos. Dacă eu venit noaptea... Pare greu de crezut, atâta timp cât vorbim despre familia unui preot. Nu, da, dar cine și preot vine cu câinii noaptea și adună lumea din sat străin undeva, știi, 15 km și vine ța kilometri. O să auzim ce s-a întâmplat, dar acum, mai întâi, haideți să ascultăm ce ne-ați povestit despre dumneavoastră și familia voastră. Atenție! Gheorghe Lungu are 62 de ani și acum locuiește de unul singur. Cei doi copii ai lui s-au stabilit cu traiul peste hotare, iar soția lui a mers cu ei să se ocupe de nepoți. Eu am venit amuia în primăvara asta, am venit acasă, că soția a rămas să ajute fata, s-o cumpăra casă, știți cum trebuie ești în casă. Una, un născut, trebuie să șadă cu cealaltă. Bărbatul este de meserie șofer de camion. De-a lungul vieții însă a schimbat mai multe munci. A lucrat o perioadă în construcții peste hotare, iar din banii agonisiți a deschis un local în satul natal. Afacerea însă a falimentat. Aici a fost magazin bar. Și fata l-a închis, s-a căsătorit acolo, s-a cumpărat casa acolo și... De asta acum, am grijă eu, dacă stau eu aici. Acum Gheorghe a revenit la meseria lui inițială. Bărbatul muncește șofer de camion și transportă cereale. Am fost un reis în România și ea că trebuie să mă duc amuia, ea că mă duc lunea la Chișinău, vin sâmbăta. Gheorghe mărturisește însă că de când a intrat în conflict cu familia preotului, revine acasă cu frică. Și am ajuns la anii ăștia, și să te tenzi doar din casă.
Domnule Gheorghe, povestiți-ne, vă rog, de unde de fapt a început acest conflict cu familia preotului? Pe data de 6, eu eram la lucru în Chișinău și m-a sunat femeia și care avea grijă de fratele, m-a sunat cu decedat fratele. Fratele dumneavoastră? Da. Eu m-am suit în mașină și m-am dus acasă. Când am ajuns acasă, erau surorile și era și matușca. Verișoara dumneavoastră? Da. Și fica erau acolo, cu un copil mic. Ei, au venit, am zis că poate surorile nu știu situația acolo, cum se face, mă rog, la mort, să dăi pomeni, să împărțească, rânduiele. Nu, i-am vorbit, m-a întrebat, ea ca pe cine spune în gropieri, eu am spus pe șala, ei au dat soviet pe șala, au fost numărți treburile bine. Când la mormântare, au venit fiorul la părintele Nicolae, îmbrăcat în tot părinte, tăiat, hai să-l petrești de fratele. L-am petrecut. Când la poarta cimitirului a dat comandă de mâncare, dar vezi cum se dădea cu pandemie și în cațarole. Așa. Am o femeie și care o adus de la restoranul și ala unde am dat mâncare, faci cu că des le mutăm în mașină la tine, că noi îndușim. Și a să împărțit și a să rămâi, luați acasă. Când noi am dat zăcaz de 100 și când număr eu, îți că, de ca să vă spun, a venit părintele Nicolae și a luat 10 porții pentru lucrători că lucrează la biserică, la cimșlea, la dânsul. Eu n-am zis nimic, a luat. Am ajuns acasă și spun la anoștri, la sorori, la care erau apropiați, să treacă la masă să mâncăm, ca să vii de grabă gropierii și să-i pune și pe dânsul la masă. În timpul ăsta, fiorul lui părintele, era tot în părinte îmbrăcat, îți spune nii toți că tu acasă la tine scomiezi, dar n-aici. Dar și-ai casa bătrânească, care eu am dus acolo, m-am născut acolo, ne-am dus copilăria. Și din urmă la casa, și ne-a făcut casă, tata, ne-a dat și să-mi fac casă acolo. Eu am spus vorbele astea, m-am uitat la dânsul, n-am putut să-i spun un cuvânt. Lume, nu i-am zis nimic. Undeva peste vreo 10 minute, el mă ia într-o parte. Mă cheamă într-o parte acolo, la vreo 10 metri din lume, și îmi spune așa cuvinte. Zic, eu te știu. Și am zis, și că tu ai coarne. N-am înțeles. Dar o să eu ți le rup. Și am zis, de ce porți tu crucea la gât? Ești părinte, așa vorbi, spui tu. Și o grada, unii eu am dus o copilărie aici. M-am întors și m-am dus acasă, de-am aici în deal, unii șed la fată. Dar el este de o vârstă cu dumneavoastră? Nu, e mai mic. De unii de o vârstă. Dar vă spune tu, așa, ușor? Da, vorbește, vă spun, e periculos tare. Voi ați avut un conflict? N-am avut deloc. Anume cu acest băiat. Nici nu l-am cunoscut. Domnul Gheorghe, în casa lui părintească, în care el a trăit o viață, el a dat comandă ca fratele decedatului frate să spui la masă pe preoți pe gropare și treaba are preotul la întrebarea aceasta. Nu vă supărați. El are rânduiala lui, el are prohodul, el are și trebuie să se dezbată coarnele din capul lui. Și asta e vorba de preot. Nu vă supărați. Da, harul Duhului Sfânt, noi nu le atingem, dar omenia trebuie să fie pe primul plan. Dar poate avea alte pretenții. De ce anume la dumneavoastră s-a adresat că nu... Poate se consideră ei acolo stăpâni? Ce statut au ei? Mi-a spus, sunteți rude cu matușca. Ce drepturi au ei la gospodărie aceea? N-au niciun drept. Fratele avea 4 băieți. Are 4 copii. Care nici eu n-am drept acolo. Șapcă-n-i casă părintească. Au drept copii. Dar eu ca fratele, că am avut grijă, că i-am făcut operație, eu am alergat. Eu, aici ani, numai eu am alergat, nimeni. Și la nimeni nu ne-a dat o copie, că zic, băi, n-ați de benzină sau la mașină. Nimeni nu ne-a dat nimic. Și nici n-am cerut. Domnule Gheorghe, haideți să ascultăm când ne-ați povestit despre asta mai devreme. Să auzim ce ne-ați spus. Nu a dovedit gropierii să ducă, eu a dus o mașină și o șept a încărcat de acolo. Fratele vieșă greu, casa îmbrăcată. Și după ce ne-am dus noi, el a încărcat mobilă, covoare, coțcă pentru biserică. Tăci s-o lua de acolo, el a spus pentru biserică. Când m-am dus, părintele era acolo cu mașina, cu șorsul. Și nu a luat nică de fața mea și să mă jesc, n-am văzut ce a luat. După aceea și am înțeles, a luat mobilă
covoarele pentru biserică. Cum ajunge la un covor de la părinții care au rămas anii din casă, să-l iei ei și să-l iei un nepot. Și să-l iei un nepot și să-l iei părinte la biserică. Eu am sunat nepotul și al care e în porumbria. I-am spus, că Vania, eu n-am și face aici, nici nu-mi trebuiește nică, dacă vrei, ia ca și se întâmplă aici. Așa l-au anunțat deodată poliția. Timp de 5 minute, poliția a venit. Hadem de vale, hadem. Când a ieșit din o gradă, de amul poliția să scrie, vine o mașină cu o viteză, nici pe trasă mă tic, nu merge așa. Când a încumnat și cu fișorul lui părintele. Și a venit acolo și ne-a chemat poliția la scandal. Așa, și acum am ajuns la conflictul care s-a întâmplat propriu-zis între dumneavoastră și familia preotului. Povestiți, da. În ce zi a avut loc și cum s-a întâmplat? Asta eu, după mormântare, am venit la lucru și vineri seara m-am dus acasă. M-am dus și avem de cules poamă. Nepotul ăsta care din Porumbria, care fiorul de-amul alu fratele, m-a sunat și-mi spune, morgicul, du-te și cu legi și acolo cu echicat tătă jos. Așa. Eu am strâns poama, am adus-o, am ustuit-o și vă spun dreptul, n-am niște apă. Îmi vin cu zahar. Păi a dus-o strachin cu zahar, s-a înturnat din dos la casă. Mă duc a doilea. Când mă întorc, se oprește mașina la poartă. Se oprește la poartă, când văd, se dă jos. Preotul cu... și ne reușine să vă spun și cuvinte cum răcânie că acolo lângă mine e stadionul unde joacă copchii. Cine strigă? Preotul? Nu, matușca. Să vă spun, dar ne reușine de parte femeiască. Să vă spun și cuvinte. Și eu n-am auzit în viața mea așa cuvinte. Ia să intre în o gradă. Eu spune, du-te, băi, femeie dragă de aici, și vrei tu. Dar eu am văzut când s-o dat jos, o lepădat sunca și mi-a părut că o vărât mâna în suncă. Dar să-mi dă în gând că matușca să îmbre cu aistea în suncă. Și numai eu mă dau o leacă într-o parte și crap poarta și faci de două ori și m-a luat, m-am ferit, dar m-a luat la un ui și-a închicat în genunchi. Sosedul filma. Și-mi vine și să mă arăde și pe mine, și-i de-așa lui. Dar de ce? Ați înțeles? De ce a făcut-o? Spunea ceva în timpul ăsta până... Deși am sunat pe nepotul, deși am sunat poliția. Eu îi spune, bă, femeie dragă, n-am sunat eu nici la o poliție. N-am sunat, dar o sunat nepotul. Dar și el a sunat pe nepotul. Și că de asta a fost, după ce ne-a dat cu... Așa eu repede m-am spălat că am cran afară. Și era o lopată. Și m-a luat cu... Vă spun cinstit că m-a luat cu lopata care am fost amendat astăzi. 1500 de lei azi mi-a pus. Pentru că eu m-am apărat și i-am dat afară de la mine, din gospodărie, care ne-a dat cu șpreit. Dacă nici ne-a pus 1500, numai că m-a îndrăjit cu lopata, e că ne-a dat cu șpreit și pedeapsă îi scade. Așa să vorbim la dreptul. Dar dumneavoastră ați depus o plângere la poliție? A fost poliția. Vizita familiei preotului la poarta lui Gheorghe s-a întâmplat sub privirile vecinilor bărbatului, unul dintre care a filmat scena. În scurt timp vom vedea acele imagini, dar mai întâi să vedem locul unde s-ar fi întâmplat totul. Atenție! Eu venim pe de aici, de după casă, venim cu o strachină. Și când văd, se oprește o mașină aici, direct aici. Și când văd să dăm matușca jos, de-am o știu și la gar și la mine și a început p***. În timpul ăsta, e de să deschidă poarta. Eu trăgem poarta încolo, e încoașe. Și nu m-au dat-o așa, ea, și ca aici, ea, eu am încicat în genunchi aici. Ea ne-a dat cu spray, eu m-am întors așa și m-am ajuns numai la o parte asta, ea, și am încicat în genunchi. Sosedul filma de aici. Și s-a repezit sosedul să mă scoale. Și i-a dat și lui în ochi. Și i-a dat pe mână, pe telefon, i-a dat cu spray și i-a scăpat telefonul jos și l-a luat părintele și i-a șters video și al care mai principal, care m-a dat cu spray. Nu l-am văzut, că l-a scos din sunc, a pus sunca pe sidenie, ușa deschisă și am văzut că ține așa în dos. Dar nu ne-a dat în cap matuș cu spray, nu ne-a dat în cap niciodată. Și când am văzut, pst, și jos, în genunchi.
M-a luat după dânsa, eu ieșit, o fuziție ei pistolul, că-ți trag pistolul în mine. Ia ca aici, ia ca să vede în video ăsta. Era ia ca aici, ia la costă, aici mașina. Și eu fugit în mașină, că să iei pistolul, că-ți mă împușcă. Și părintele s-o repes la dânsa și eu cu strachin la dânsa. M-a nervat așa tare și era o lopată pe aici, ea nu știu unde. Și am zis că-i trag o lopată, o ucșie de aici. De șudă, de nu știem, de dureri. Și apoi părintele a vărât-o cu deasă la mașină acolo și a plecat-o. Când e în gura mare aici, trebuie jucau copiii fotbol la aici pe stadion și trebuie să uitau țărc aici era. Țărc! Domnule Gheorghe, mai mult ne-ați povestit de ce făcea verișoara dumneavoastră, preoteasa. Dar în acel timp, cât v-a stropit, v-a blestemat, ce făcea preotul? Stătea letre. Și ce făcea? Nu făcea nimic, s-a uitat. Și când eu m-a repezit, o apărat pe dânsa. S-a repezit, s-a vârit în mașină, când eu n-o lăsa, când o zis că te împușc, eu pistolul chiar am aia. S-a dus în mașină să iei pistolul. Și preotul repede s-a dus din urma ei și o împinge în mașină. Este atât de ciudat ce povestiți dumneavoastră. La voi, acolo, în zona aceea, toată lumea umblă cu pistoale până și preoteasa? Nu umblă nimeni, n-am auzit să umble cineva cu pistoale. Dar de ea ați auzit că posedă o armă? Așa, mă, dar ei... Să ia pistolul din mașină, preotul și preoteasa... Așa au spus ei, dar s-a dus în mașină, dar nu a scos. S-a dus preotul repede și-o vrea mașină să închidă ușa. Și nu pute. El vrea să dea jos și gata. Iar. La scandal. Spuneți că preoteasa v-a atacat cu gaz lacrimogen, dar sunteți sigur că în acel recipient cu care v-a stropit era anume această substanță? Dacă eu 3 zile mă spălam și mă ustura, cum mă spălam dimineața, mă ustura. Este o situație așa un pic tare ieșită din comun, cu un pic pistoale, tare. Cu gaz lacrimogen, ca în filme cu bandiți și cu teroriști. Foarte strană situație. De fapt, dacă analizăm situația asta în contextul de... Pentru că până la urmă este o familie. Mai apropiată, mai îndepărtată, dar este un sistem, un sistem familial. Și în sistemul ăsta familial pare să că cumva valorile nu sunt bine puse la punct, da? În sensul de valori de familie, că să ne unim să mormântăm omul ăsta sau omului era greu până a muri și să-l ajutăm, se vede cumva că s-au activat spiritele după plecarea fratelui din viață și ca întotdeauna cumva se trezesc instinctele astea animalice la oameni atunci când, știți, cad bani pe jos sau este o posibilitate repede de a lua ceva, da? Ca câinii, ca animalele cumva se luptă după anumite chestii. Eu cred că le pare rău tuturor. Așa văd eu situația până aici, dar urmează să mai descoperim ce o să fie. Îmi pare rău pentru experiența și pentru faptul că iarăși de noi discutăm de familie, de preoți, deci iar trecem prin dezamăgiri din astea. Sper că o să vedem și cealaltă parte a realității, ca poate ne mai schimbăm părerea. Chiar ne-i rău pe suflet. Sincer vă spun. Eu țin minte când lucram la Ministerul de Interne și s-a adresat primul preot și mi-a eliberat autorizație pentru port armă, eu de atunci port în suflet greutatea asta. Și a doua oară, și nu știu cum s-a numit, chiar am eu unicul, care stam la lift, la intrare, și în fața mea erau vreo 12 preoți. Și-au scos cuțitul de sub straie și ne-l-au pus la piept. Pistoletele ne-l-au arătat. Și eu le-am spus, nu mă aud că sunteți preoți, pentru mine o să fie cei mai mari onoare că să fiu omorât aici, chiar în lift la guvern. Dar eu vă declar destul de responsabil că numărul de preoți care azi posedă pistoale este exagerat de mare. Chiar și în zilele noastre, acum? Păi da, dar armele le-au primit și le păstrează și le păstrează bine, mersi, și până azi. Și azi încă se mulțesc. Și eu știu mulți preoți care fac colecții de pistolete, de arme, de vânătoare, de pistoale și așa mai departe. Deci, și eu nu vreau azi să-i obișnuiesc pe nimeni că nu am dreptul să zicem în biserică, nu judecat și nu vei fi judecat. Dar eu când mă duc în biserică să mă spovedesc, când mă duc să mă gândesc, să-mi iert, să-mi ierte păcatele, să-l ierte eu singur și așa mai departe, și eu îl văd pe preotul pe care eu i-am dat autorizație și el poartă armă, sincer, stau straniu și mă uit. Unde ne ducem noi?
la biserică sau la un lăcaș de armament. Eu zic așa, doamna preoteasă, soția preoteasă preotului Nicolae, dacă ne-a tale împuși puteți noi reașii, la cine o... cui o să mărturisiți pe cine? Și faceți voi. Și asta, cum se numește asta? Să veniți acasă în curtea omului unde el are casa lui, proprietatea lui proprie, el poate să vă împuște de 10 ori acolo. 10 preoți. Mă iertați, preoții ortodoxi. Așa se vorbește, se numește așa frumos, în oriașii oamenii care vin la biserică după mântuire și arma asupra deavolului nu este pistolul automat Kalashnikov, este crucea. În scurt timp vom vedea imaginele video din ziua în care preoteasa l-ar fi atacat pe Gheorghe cu gaz lacrimogen și l-ar fi amenințat cu pistolul. Scena a fost filmată de vecinul bărbatului, sub privirile căruia s-a întâmplat totul. Dar acum, haideți să vedem ce povestește vecina lui Gheorghe despre acel incident. Atenție! Eu m-am dus la sos, că el era plecat la dânsul să-l ajute să scurgă niște... Nu, să pună niște apă în vin. Am văzut o mașină venind din partea de sus. Da, ei s-au oprit acolo la poartă. Eu eram înăuntru când am auzit certurile la poartă. Apoi m-am ieșit să văd cine, că n-am înțeles. Și când am văzut, m-am spus că jeepul era cu mâna la față, a plecat jos. Dar n-am înțeles că eu tras, că eu făcut ceva și neva, nu știu. Dar dat și soțul meu cu flaconul în ochi, eu deja eram în drum și peste gard. Am văzut că se duce în mașină să iei ceva, dar ei erau în ogradă. Primul jeepul i-a dat și la al doilea i-a dat la soțul meu. După aceea i-a dat în ochi, da, el, ca tare cum i-a dat cu spray pe ochi, eu tot au văzut ceva, că s-a oferit o leacă, dar tot ierde fața. Fata, da, eu s-a dus repede și s-a spălat după asta. Eu, într-adevăr, m-am rugat între ei ca să-i despart și mi-am cerut și iertare și, mă rog, ca o doamnă ca să cred că creștem în biserică care crede. Eu, da, așa ceva, ca să întâmple în viața asta, cum am făcut acum, nu știu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Sunt oameni ăștia agresivi. Ei, dacă s-au pus pe capul la cineva, el poate să facă umor. Văd că arată cu deștul. Iactelia, la mine. Eu am un sărăstăi. Să vă deschid aici în platou. Deschid. Ce mă, omul și-a luat. Dar dumneavoastră erați acolo și ați văzut? Ah, te ce căutau ei la poarta domnului? Eu vândut tet. O să ia lui tata și lui mama. Te i-a dus poate să-i suși treaba? Să nu ajung până acasă dacă nu spun drept. Poate n-ai să ajungi. M-a sunat cu decedat fratele. Am ajuns acasă și îi spun la anoștri, la sorori, la ca să vii de grabă gropierii și să-i pune și pe dânsul la masă. În timpul ăsta, fiorul părintele, era tot în părinte îmbrăcat, mă cheamă într-o parte acolo, la 10 metri din lume, și îmi spune așa cuvinte. Zic că eu te știu. Și am zis că tu ai coarne. N-am înțeles. Dar o să eu ți le rup. Și am zis că de ce porți tu crucea la gât? Ești părinte, așa vorbi, spui tu. După ce ne-am dus noi, el a încărcat mobilă, covoare, coțcă pentru biserică. Tăci s-a luat de acolo, el a spus pentru biserică. Eu am sunat nepotul și al care e în porumbria. I-am spus, că Vania, eu n-am și face aici, nici nu-mi trebuiește nică, dacă vrei, ia ca și se întâmplă aici. Așa l-a anunțat deodată poliția. Când văd să dă jos preotul cu... Și ne rușine să vă spun și cuvinte cum răcânie. Gheorghe afirmă că preoteasa l-a stropit cu gaz lacrimogen direct în față. Și numai eu mă dau leacă într-o parte și crap poarta și așa pss, de două ori și m-a luat, m-am ferit, dar m-a luat la un ui și a încicat în genunchi. Ce făcea preotul? Când eu m-a repezit, o apăra pe dânsa. S-a repezit, s-o vâri în mașină, când eu n-o lăsa, când o zis că te împușc, eu pistolul chiar am aia. S-a dus în mașină să iei pistolul și preotul repede s-a dus din urma ei și o împinge în mașină. Dar de ce? Ați înțeles? De ce a făcut-o? De ce a sunat poliția? Eu îi spune, bă, femeie dragă, n-am sunat eu nici la o poliție. Atacul preotului și a soției acestuia s-ar fi produs sub privirile vecinilor lui Gheorghe.
unul dintre ei a filmat tot incidentul. Ce se vede în imaginile surprinse din acea zi? De ce preotul spune că videoul ar contrazice spusele lui Gheorghe? Chiar vă este frică acum să stați în propria casă? Cum nu-i frică dacă fiica lui m-a amenințat cu ca să mă găsească dimineața mort în casă? Ce s-a întâmplat între Gheorghe Lungu și familia preotului din Ciucurmingir? Și ce a provocat conflictul? Și de ce sora bărbatului este de partea preotului? Vedeți în această ediție. Sora lui Gheorghe, Elena Țurcan, zice că fratele ei a făcut un mare păcat că s-a certat cu familia preotului. Ea a venit în platoul nostru împreună cu soțul ei, Ion. Bună seara, bine ați venit, doamna Elena, domnul Ion. Doamna Elena, ați auzit-o acum pe vecina domnului Gheorghe ce ne-a povestit? Mai devreme și domnul Gheorghe ne-a povestit despre faptul că preoteasa, verișoara voastră, din câte am înțeles, l-a stropit cu gaz lacrimogen. Nu-i drept. L-a înjurat. L-a... Nu-i drept. Nu-i drept. El a sărit cu tazul să-i ude și pe urmă o chicat jos. Și s-a dus și a luat lopata. Ai drept? Când ai luat lopata, cum ai zis? Eu am să arestei. Dar m-am dus că era mașină. Și vorbești prostii. Nu vorbesc prostii deloc. Băi, eu să vă deschid cărțile și cine-i ține lui Șortul Crâșa, să-l lupă tot pe omul și ala. Să vă deschid aici în platou. Deschide. Ce mă, omul și ala, băi, omul și ala și deși ce-o deschide? Une, și caută la mine la poartă, băi. Cum ne-a dat, iau femeia, au spus aici, băi. Ce femeia? Tu-ai plătit-o? Atâția bani ți-ai în buzunar. Cât am plătit eu femeia asta și omul și ala. Pe mine m-ai făcut? Și te-am făcut, și te-am făcut, dar a stuat, tot a stuat de acolo și poarta asta s-a deschisă. Ascultă! Măgarilor sunt ies. Ascultă, nu sunt măgari. Sunt măgari auzând. Tu m-ai sunat la ora, pe data de 19? La ora 11? La 11 noaptea? Da. Și vor. Haideți până atunci, până cine și pe cine l-a sunat, doamna Elena, vă întrebam doar despre acest incident cu gazul lacrimogen și cu matușca, cu preoteasa. De ce nu credeți? Nu cred că el a venit cu tazul. Cu tazul a venit și părintele, el a chicat jos, când a zvârlit tazul, el a chicat jos. S-a sculat, s-a dus să aducă lopata, dar vecinul ei care asta vorbește, nu e. Doamna Elena, dar dumneavoastră erați acolo și ați văzut? Eu am văzut pe telefon, că au arătat pe telefon. Toată lumea a văzut. De altă întrebare, ce căutau ei la poarta domnului? Pentru că noi nu-l cunoaștem. Ascultați. Da, spuneți. El pe mine m-a făcut în tot felul. Eu m-am dus să-i spun, părinții, și fac să-l dau la miliță, e orice. Dar el zice, da. Dar el zice, Valerii, n-al da, eu o să mă duc în mâine și o să vorbesc cu dânsul. Și el a venit la domnul Gheorghe, de fapt, da, să vorbească din cauza dumneavoastră. Din cauza mea. Și el a sărit cu tază, cu lopată, cu tot. Dar voi de ce? Eu mă așteptam cu o să vină sora... Des vorbim la dreptul. Sora domnului Gheorghe greșit, și o să-i țin apărarea, dar dumneavoastră din potrivă nu-i țineți apărarea. De ce nu vine dimineața? Cum să-i țin apărare, doamna Natalia? Pe data din 19, seara, la ora 11, eu eram culcată. El mă sună. Eu am crezut că e fratele celălalt de la Isărlia. Zic, ce mai e ținică? Eu sunt Gheorghe. Dar eu zic, ce vrei mai? Și ne stăpân la casa asta. Zic, dar ce? Porțile-s deschise. Eu îi zic, dacă porțile-s deschise, poate vântul le-a dat. Dar tu duci și eu o sârmă și le leagă. Ah, te p***, Și grăiești. Dar voi sunteți certați de mai multă vreme, sau... Da, el câteți, el n-are nici verișor, n-are nici, câteți s-o bătut, câteți s-o... Da. Da, nu-i drept? Și drept? Pe puta l-ai bătut? Una bătut. Pe chirpic l-ai bătut? Pe chirpic l-ai bătut? Și? Doamna Elena, dar din câte am înțeles eu, tot scandalul dintre domnul Gheorghe și familia preotului a început din cauza acelor lucruri care au rămas de pe urma fratelui vostru răposat. Noi avem, ia ca fata, avem numărul la telefon
sunați-o și lasă el să răspunde. Eu vă întreb pe dumneavoastră, dar dumneavoastră cum credeți? Cum s-a procedat? S-a procedat corect? Pentru că domnul Gheorghe zice că acele lucruri nu trebuiau să ajungă la biserică și la acest preot. Trebuiau să ajungă cel puțin la copiii fratelui vostru răposat. Dar pe fata lui, fata lui o vândutet. Și eu și eu de dat la biserică odată, dar și eu rămas și eu fost, eu vândutet. O scria lui tata și lui mama. Tot de ce nu i-a dus pe ăla să-i dai bogăție? Domnule Gheorghe, stați puțin, dumneavoastră știați că de fapt era decizia uneia din copii, din nepoții dumneavoastră? Pe dreptul fratele are 4 copii și n-are și să împărțească, nu a dus, aici fișorul cel mai mare al lui fratele, când a dus poliția, așa au spus. Până la judecată nu se dă o frunză de copac de aici. De ce v-ați dus pe urmă și ați luat frigiderul plin cu carne, ați luat plitca? Atâta care să mănânci tu. Dar unde-i frigiderul și plitca? Frigiderul n-a se-a spus. Luați am sunat ei nimeni din casă. Dacă a fost poliția. Dacă a fost poliția și a spus de acolo, nu se dă nici până nu vine. Dar de ce a fost poliția la primărie? Ce a spus primărița? Ce a spus primărița? O spus că tăt na Ansa Ileana și cu Cole au făcut. Așa din pănăvrie n-are nimic. De așa l-ai dus de la 4 ani. Nu contează, nu contează copilul lui. Are te drept acolo. Te drept are. Dar și drept are. Și-o pus el acolo. El a venit la tatăl cât a șezut în pat. A venit odată să-l vadă. Dar părintele a fost odată să-l vadă. A fost. Când a fost? A fost la cine a fost când a... Eu înțeleg că relația dintre voi nu este chiar una frățească. Doamna Elena, haideți să vedem cine ați povestit mai devreme de fratele dumneavoastră, Gheorghe. Atenție! El a început să mă numească diferite cuvinte. Să mă scuzați, să-i sun lui părintele treaba. Că eu vreau să vând casa. Eu îi spun, măi, casa nu e mie. Casa e la părintele, la fratele, hârtie pe casă. Tata i-a dat la fratele. Fata a venit la mormântare, a mormântat. Și în casă, e tata lor, nu e eu, nici a tău. El de atunci a început că eu vreau să dau casa la părintele. Măi, părintele are casa lui, nu îi trebuie casa ta, casa lui tata. Și fel de fel de măscărări, fel de fel de... Fata l-a întrebat părinte, părinte, dacă vreți niște covoare, să-ți dau la Sfânta Biserică că... și să șadă în casă. Părintele a zis că dacă puteți, eu vă le plătesc, eu degeaba nu vreau. Părintele le-a plătit și fata le-a dat. Și ia ca cum a fost. Și el de asta pretenză că deși eu a dat covoarele și rea. Da, s-a lui, nu s-a lui. Ea i-a spus ea ca părinte, m-a jăluit lui părintele. Și chiar ca părinte, așa și așa, el a zis că las că eu mă duc și să grăiesc cu dânsul. Dar el, dacă e scris la minte, a luat început cu tazul, s-a arunci cu lopata părintele. Pentru că familia slujitorului bisericii din Ciucurmingir, dar și sora lui Gheorghe, afirmă că acesta minte despre atacul preotesei cu gaz lacrimogen, noi am propus bărbatului să treacă testul la poligraf. Gheorghe Lungu l-a acceptat, iar în curând vom afla dacă bărbatul spune adevărul sau chiar a mințit. Totodată vom auzi ce povestește preotul despre conflictul cu ierul nostru. Dar mai întâi să vedem imaginele video filmate de vecinul lui Gheorghe la scurt timp după ce preoteasa l-ar fi atacat cu gaz lacrimogen. Atenție! Свидетели есть? Есть свидетели? Есть свидетели? Я чтил? Да я чтил. Ты мне? Я чтил. Я чтил. Ай машины? Да. А с бар круся? Круся с бар, я спун. Я воприн, я сынку воприн, я спун. Ну не тяпка мои омлет. Ты же крезен Думнезел, но ну флеша, крезен Думнезел. Я спун, крезен Думнезел. Ой, омлет, крезен Думнезел. Zbori și țiești! Vine aici, coace! Dă-i pași, nu spate, nu spate! Nu coace cât f***! Gicu, 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 Gicu! Tete, tete, Gicu, Gicu! Gicu, și f***! Gicu, de f***! Gicu, de f***! A să răspund! Auzi? A să răspund! În fața mea să răspund!
Eu îți spun. Cine te crezi? Eu? Băi, Igor, da. Băi, omule. Cine te crezi? Zboare, zboare și crușa. Tu cine te crezi? Tu vrei 5 minute zbar crușa, muș? Vreau. 5 minute. Vreau. Vrei? Mi-e întreb un minut. Azi berberesc, muș. Mi-e întreb un minut. Marge în golă. Un metru de la mine. La părinte nu trebuie. Nu trebuie, nu vorbi, da, nu vorbi prostii. Nu sunt de mine. Tu nu vorbi prostii. Cine e? Cine e? Dar nu dați-mi pașcă, nu, că este telefonul meu. Ascultă-mă, coașe. Ascultă-mă, coașe. Igor cheamă. Da. Mă cheamă că care are. Dați-mi, dați-mi pașcă. Cum vă spune? Telefonul mână, nu le va. Ți-i sfarți sandalele, băi. Nu. Părinte, lăsați-l. Azi de cine sunt eu? Dă telefonul cu părinte, lăsați-l, părinte, el când se nervează așa. Tu crezi că eu sunt proșa? Ce mai faci așa nie, băi? Figura! Ce mă înghiți? Ce-i stata meu? Gata, măi! Ce-i stata meu? Ce-i stata meu? Mă închide gura și eu cu mama. Ce-i stata meu? Dă telefonul. Vedeți cum se schimbă părerile pe parcurs. La început noi am văzut o secvență, acum am privit cealaltă secvență. Bineînțeles că din ceea ce am privit acum este un pic altfel. Aici văd deja că dumneavoastră agresați și acum e clar și de ce ați fost sancționat. Cu toate că vă spun așa, ca să știți că dumneavoastră aveți, dacă nu ați achitat amenda, puteți încă, dacă aveți termen, nu știu când ați fost picedată. Vedeți, dacă sunteți în termen, puteți să atacați dacă nu sunteți cu ceva de acord. Dar referitor la, mă întorc la ceea ce am privit acum. Aici deja dumneavoastră sunteți agresorul și preotul chiar s-a purtat destul de decent. El se străduia să facă liniște, a reacționat destul de diplomat, liniștiți-vă, și a fost foarte violent verbal persoana cealaltă care noi nu-i vedeam în față, dar băiatul vecinul dumneavoastră, da, cel mai tânăr. Și nu mi-a plăcut absolut deloc cum el se adresa preotului și cred că pentru aceasta el poate fi sancționat. La fel ca și dumneavoastră. Să faci o impresie că dumnealui știe că o să vie preotul, nu știu, știe că o să vie preoteasa sau fără preoteasă, dar aștepta să vie automobilul și era cu vasul ăsta în mână. Și aici nu pare real să ieși în drum, să aștepți cineva deodată cu vasul. Probabil că până la vas o mai fost o situație pe care noi nu o vedem în cadrele filmului. Și probabil că revolta a apărut după. Și-o ca fost și până, reacție. Și-o fost până la asta ca reacție, e greu de spus, dar probabil că totuși prin ceva l-a revoltat. Asta e una. A doilea, eu nu mă amestec în slujba preoteasă, preoțelor nu sunt preot și nu vreau să fac chestiile astea, dar cred eu că dacă chiar e la rugămintea sorii preotul, preotul putea să găsească o altă modalitate, cumva să vie, să discute cu omul, să-l invite la biserică. De obicei preoții fac lucrul ăsta în lăcașul bisericesc, în ograda bisericii. Probabil că nici domnul Gheorghe nu este omul care așa e simplu de invitat înțeleg, la biserică. Eu înțeleg. Și nu cred că matușca a fost luată să cânte în cor acolo, că acolo cor nu trebuie, deci acolo trebuie o educație așa spirituală, bărbătească, vorbea așa mai departe. Sunt niște lucruri care lasă mult de dorit, cheamă multe întrebări. O singură problemă care eu o văd în toată chestia asta, noi trebuie să ne uităm și aia că preotul este fiind esența relațiilor sociale pe care le avem noi azi. Și aia ce avem noi în societate, așa e crește și preotul, și aia crește și dascălul care azi e profesorul, se numește și așa mai departe. Avem și aia și avem. Eu ascult, am auzit două voci și am văzut trei oameni. Vocea care se auzea cel mai bine era în spatele camerei. Era vecinului. Era domnul vecinul. Gheorghe ne-a confirmat. Ce am văzut? Doar analiză, da? Ce am văzut? Două persoane care se comportau suficient de adecvat, așa, destul de reținut. Asta era preotul și preoteasa, care permanent îi spunea între mașină. Domnul Gheorghe, care era, mă scuzați, vă rog frumos, nu am nimic împotriva dumneavoastră, dar arătați parcă ați turbat. Cer scuze, dar așa arătați, dacă vă uitați pe video-ul ăla, prin jurul mașinii, asta era după ce ați fost stropit cu substanța aia sau până la... După și m-a dat, eu m-am înervat așa de tare, că cum vinem cu straicina când m-a dat și m-a luat după adresa. Dar spuneți că nu vedeți. Ei, m-a spălat, cum nu... Ați reușit să vă spăl... Cum te-ai spălat? Afară m-a spălat la șlang. Și ce făceau domnul Gheorghe, aici o să vă spun eu. Deci gazul lacrimogen
îi dat pentru cine că se paralizează omul, adică acțiunile să-l oprească pe dânsul. Și o perioadă de câteva minute, dar nu puteai să găsești nici castrulea, nici lopata, dar puteai să găsești numai ochii să-i frești și mai mult nu puteai să faci nimic. Și dacă dăm aici nu-i spune, aici eu nu cred. Și cum l-am fost dat? Eu vă spun ce e și știu. Poate nu-i, și-ați poate dat. Dar nu e posibil imediat după ce ați dat să găsiți castrule, să găsiți lopat. Dar eu eram cu dânsa în mână. Înseamnă că nu v-a dat. Dacă v-a dat, v-a dat nu la ochi, v-a dat în altă parte. Nu, ne-a dat la ochi, nu m-a ajuns ca lumea. La partea asta. Să ne termini medici. Poate în ureche v-a dat, dați vina pe ochi. Ne-a dat în ochi, dacă 3 zile m-a usturat ochiul. Cum mă spalam dimineața? Și aici vine așa o concluzie. Sunt două persoane care evident sunt agresive prin voce, prin atacuri verbale, prin comportament și dumneavoastră v-am văzut cum alergați și vă îndârjați să loviți și alte două persoane pe care tot dumneavoastră le acuzați, asta din ceea ce am văzut noi, pentru că noi n-am fost prezenți, da? Eu asta am observat. Și alte două persoane, orică se știu foarte bine să-și gestioneze emoțiile și să refocuseze atenția și să poarte corect la cameră, poate, nu știu, cred că e greu, destul de greu, sau deci, pur și simplu aceste două persoane pur și simplu au venit așa, să discute, să într-adevăr. Ceea ce au spus experții, din acel video pe care l-am privit, domnule Gheorghe, cei agresivi sunteți dumneavoastră și vecinul care filma, pentru că chiar îl provoca pe preot, că-ți tund barba, că-ți sare crucea, că... Deci era foarte și foarte agresiv și provocator. Pe când preotul doar la final acolo și... Dar credeți-mă că preotul e preot, el nu e sfânt. După atâtea provocări s-a enervat și el la un moment dat. Da, s-a enervat preotul deci, și pe mine ce dacă vrem să gaz, spunem, nu mă enervez. Că acel video pe care dumneavoastră l-ați prezentat... Rușinițiți și bă, da. Te-o cumpăra popa. Nu mă cumpărați pe mine nimic și nu mă domnule bate Gheorghe, la cap. Noi știm că în acea seară ați chemat poliția. Da, am chemat poliția. Da? Spuneți-mi, vă rog, ce au făcut oamenii legii? Ei au venit la fața locului. Da. Da? Așa, și ce au făcut? Am spus cum a fost tot. V-au audiat, da? Așa? Și au plecat, atât au fost. Au mai întrebat și altă lume, au căutat. Da, au spus câți eram acolo. 3 puteți mi-au audiat. Și pe cei doi vecini ai dumneavoastră. Vecine. Dar tu de ce le-ai chemat așa? L-au venit la Porumbria cu 2-4-4. Care 4? Și 4-4. Doi din Porumbria. Haideți să auzim, doamna Elena. Acolo voiam să ajung. Domnule Gheorghe, ne-ați spus că familia preotului a revenit și a doua zi după acest conflict. Povestiți-ne despre asta. Cine anume a revenit? Da, mă spun. A doua zi, eu m-am sculat, a ieșit, stătem. Când mă duc la vecin, stătea, are 3 copii, stătea pe drum. Cum stătea, era vara 11, părți la 12. Ziua? Da. Mă uit, 2 mașini, pe împrejur. Acolo e loc liber la casă, acolo. Băi, și nu a venit la mine? Un bus și încă una lecovaie. Mă uit, nu se dă nimic jos, se uită acasă, mașina stătea 1 grad, ușa închisă, se uită, văd că se întorc. Când se întorc, eu mă uitam la dâns, văd că arată cu deștul. Ia câtele ea, la mine. Eu stăteam pe sosedul. De acolo era șixa, am văzut-o pe fereastră și s-a dat șorțul lui părinte Nicolae. Cu câlne, da jos. Mă, eu îi spun la sosedul, vite, eu intră la tine în gradă, că am scat și pe scandal. El a venit, a dat mâna și a început să mă chem pe mine. Am zis că nu vin. Vă era frică? Păi eu s-o dat jos cu câinii. Ce câini? Cu câinii, un câine și al mare, băldor. Câinii și... l-a dat jos, s-a pus pentru dânsul. Da, nu întoarci capul el de mult. El părea agresiv, domnule Gheorghe? Sau... De ce? Soră, drag, dar și acolo e viciu pentru câini lângă casa lui. Dar mâine casa lui, că nu era lângă casa lui, mai întâi. Dar unde era? La sosied era. La sosied. Și atunci nu ați ieșit. Și ei ce-au făcut? El ce-a făcut? Și așa onoare mare câinele cu mașina îl duce la viceu și drept la Gheorghe la poartă. Ce s-a întâmplat după? Eu n-a ieșit. Când mă uit, ei spornesc, intră în sat. Mă uit și din urmă și tațu cu mașina. Se duc testrei în sat. Piște vreo 10 minute, se întorc teți. Tațu înainte, altele covaie din urmă și fșorsul ăsta care tot părinte din urmă. Și îmi continuiește acolo, drept la casa mea. Dar eu m-ați acasă, vă spun drept, mi-era frică, am scăzut vin și ați mă prindă o gradă.
șerep de la poartă, dar am sunat de-am la poliție. Am sunat iară la poliție, am spus că iată cum... Când i-ați văzut cu trei mașini. Da, așa. Că mă caută. Dar de ce te-ai pus în genunchi la părinții și te rugai? Când m-am pus în genunchi? Nu te-ai pus. Ați sunat la poliție. A venit poliția. Domnul Elena, haideți să-l ascultăm totuși. De ce negați absolut tot ce povestește și... fratele dumneavoastră? Poate totuși când ies, el mă cheamă la dânsul. Să vin, să oprește... Cine anume? Aici, Paul. Unul dintre feciorii preotului. Da. Și eu nu m-am dus. A ieșit din o gradă, că am zis că chiar de să întoarci cu mașina, nu mă prinde, că am, e parcul acolo, am unde să fug ziua. Și chiar ați vrut să o rupeți la fugă, dacă... Dacă e stare agresivă. Eu bătut din porumbrea băieți care i-au pus pistolul la cap. Și au venit poliția, au ascuns tetul, au ușit băieță din stat din porumbrea. Ei, de-am, hai. Of, Doamne, of, și vorbești tu prostia, muia. Poliția dar, în ce moment a ajuns? Ion, cu cei doi din porumbrea. Poliția, cum a venit, repede a venit. Și tot ne-au adiuat pe mine și pe sosedul. A, da, cei ăștia erau dus, plecați? S-au dus, da, au fost plecați. Așa. Asta au fost. Dar nu v-au zis, i-au audiat pe ei sau ce intenție avea poliția? Nu. I-ați întrebat, poate, mergeți, căutați-i, întrebați-i ce făceau la poartă la mine? Când au venit a doua oară, eu așa le-am spus la polițiști. Am zis că luați-i ceva măsuri, asarul a fost, ne-a dat cu spray-t în ochi. A fost scandal. Azi iar au venit. Ei, dar cum până s-ar da? De o zi dimineață, asta a fost sâmbătă seara, ne-a dat cu asta. Cu spray lacrimogen? Da. Și dimineață mă sună Șixa. Și îmi spune, șterge de pe telefon video, dar nu l-am pus eu. Că dacă nu, ați te găsească în casă într-o dimineață mort. Domnule Gheorghe, după asta conflictul s-a potolit? Nu. O mers mai departe. Eu adeuza m-am dus la Chișinău la lucru și am venit vineri seara, eu vineam acasă. Am venit acasă, eu am făcut niște uha din pește și am chemat soseții, singură. Stătea masa, stătea ușile mari și masa stătea că nu se vede. Când vedem, apare un svet. Haideți să vedem cine-ți povesti despre asta mai devreme. Atenție! O ieșit sosedul pe poartă, mașina stătea aici, aia, în față. O ieșit, s-a întrebat ce cauți tu aici, ce bastu cu farele în casă. El a spus, eu cu tine n-am nică, ne întrebește Gicu, eu cu Gicu și am. Și eram de urma lui și el a sărit la bătaie și la șeala și la mine. Și a fugit pe drum încolo. El s-a întors înapoi, a luat telefonul, m-a trântit odată aici lângă vagon și pe mine mă fugăre așa în parte și ea și nu puteam să mă prindă pentru copaci. Și m-a prins popa și al tânăr, îi zbătrân străga, nu trage, dă-i pașe, nu trage, dă-i pașe și aici m-a luat și m-a trântit capul de... Și mai mult nu țin minte. Și când am ajuns dimineață, nu puteam să mă scol de spate și de să mă răsufl. Și am stat două zile, am stat în pat. De data asta, cine dintre membrii familiei preotului era? Tețul venit. Am fost lovit tare, spatele și-o coastă. Eu eram lângă tine, dar tu m-ai văzut? Băi, el chiar era cald, băi. Băi, tu pământ. Dar aveți soviste, băi. Nu aveți voi treabă cu averea lor. Asta e pozor pentru un preot. Băi, nu vă primește nici iadul, băi. Noi am propus bărbatului să treacă testul la poligraf. Gheorghe Lungu l-a acceptat, iar în curând vom afla dacă bărbatul spune adevărul sau chiar a mințit. Tot am spus corect, cum a fost așa am spus, de la ce tot început, tot am spus adevărul.